Bine a găsit la încă un episod din No Panic Astăzi despre uh, Centurion Defender Mark I Este al treilea uh, Tank Defender care a apărut în Blitz Aproximativ acum un an de zile Și care da, uh, ca toate defender a apărut pentru, pentru Gold Ceea ce uh, pe mine unul sincer mă, mă, bucură. mă bucură nespus nu-mi plac acele cutiuțe cu șanse de câștig de 2, 3, 5 sau chiar și inclusiv 10%. Sunt șanse ca mici să obții tancul uh, din acele crates-uri cutii. Dar nu și despre aceste tancuri, tancurile astea, inclusiv t de 28 Defender a apărut pentru într-un bundle, nu mai țin minte. Acum 2 ani cred că și a fost undeva la 20-25.000 de gold împreună cu 3 Defender și mi-a convenit foarte mult acel bundle. La fel și uh, acum acest tank poți să l obții cu 10.000 de gol dacă vrei să cumperi doar acest tânculeț. Dacă nu, poți să cumperi tot bundle-ul, cele toate trei, T28 Defender, IS-3 Defender, Mark 1 Mark și îți mai dă și 5 cutiuțe pentru acel light AMX Defender, cu șanse de câștig bineînțeles, ceea ce mie nu-mi place treaba asta, dar făcând abstracții de acel AMX care nu am făcut un mic review la acel tank, nu are foarte mare diferență față de tankul de linie. E bine, de data asta vorbim de, de altceva. E cu totul altceva, altă mâncare de pește. Acest tank este mult, mult diferit față de tankul de linie și este... când spun că se diferit, spun diferit în, ca și părți bune. Uh, hai să vedem cei cu, cu acest tank. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Cosmin, Cosmin care ieri m-a îmbârligat, că altfel nu pot să numesc uh, termenul, uh, sau mă rog, unul pe altul. Uh, asta de poveste vreo oră, eu l-am prostit să-și cheltuie vreo 20-30 de mii de gol pentru echipa, echipaj, iar el m-a prostit cu ultimii 10 mii de gol să-mi cumpăr acest tank. Știam de acest tank este bun, l-am intalnit de multe ori în bătălii, știu că dacă este pe mâinile unui jucător bun, poate să facă diferența în bătălie, absolut, absolut. Uh, hai să vedem, pe Blitz Hangar am făcut acelea setări care le-am și pe joc, deci da, este un Tier 8 tank mediu uh, britanic. Uh, la provizii să știi că nu folosești protective kit, pentru că acest tank o constrât imediat este foarte puternic la turelă și dacă este jucat corect la turelă atunci vei fi prea puțin sau deloc penetrat, deci ca urmare acel nu te ajută. În schimb, am folosit și a, doilea, a, doua porție de cafeluță ca să mai dau un crew master de încă 3%. Ca și, scuze, ca și echipament, nu folosesc penetrarea pentru că penetrarea este deja foarte bună, nu am nevoie. În schimb, în schimb folosesc supercharge pentru că am ca și o cafeluță 2 în 1, Uh, ca și un NES, uh, mai mare și acel los de uh, aș pierde din penetrare uh, scade iarăși la jumate și folosesc Scrifying Gun, iar pe partea cealaltă depinde de tine, eu folosesc RAM pentru că în are aproape 50 de tone și pot să dau RAM la tankurile Medici Light fără nicio problemă. armura, discutabil, uh, eu m-am pus la armură ca să am puțin mai mult armură la turele, deși nu vei fi penetrat foarte des. Uh, toolbox, Uh, improve Optics, bineînțeles, uh, Engine Accelerator și mi-am pus acolo încă ceva, este opțional, după tine, hai să vedem ce e cu tankul, uh, ca, și, ca și HP, tankul stă foarte bine pentru un tank mediu, are 1450 de puncte de hit points, deci stă bine, ca și View Range, la setările pe care le-am făcut, are 300, peste 308 metri, deci este, e, vei fi un tank foarte, foarte bun de spot, foarte bun ca și muniții are trei proiectile AP, APCR și High exploziv foarte mult îmi place care acest APCR ca și DPM stă prost prost pentru care are doar 2100 să zic, 2000 uh, de DPM ca și penetrarea pe AP să știi că stă excepțional 226 ca și de nu este mare, doar 190 uh, dar să știi că ai 4 shell în clip uh, calibrul este de 83 uh, deci uh, vei face un burst de deci damage, deci toate 4 shell de 760 damage, ceea ce este incredibil. ai o distanță de 2 secunde între, între shell ceea ce înseamnă că după ce trebuie să primi un shell în următoarele 6 secunde, dacă mai descarci încă 3, tot așa cu penetrare, damage, undeva la 760 damage, deci este foarte, foarte bun. Ca și viteza proiectului este extrem de bine, peste 1300 de metri pe secundă iar magazia se încarcă undeva la 16 uh, secunde. Pe muniția Gold ai uh, APCR, uh, o penetrare foarte bună, 258, o să vezi și în joc. Cu această penetrare am penetrat Emilul, uh, Emilul uh, Emil 1 fără probleme, fără probleme, am penetrat în turela Ca și damage este doar 160, dar e ok. Uh, 640 burstul, deci e, nu e rău iar ca și viteza proiectilului de metri pe secunde, deci foarte rapid. Ca și high explosive, pentru a este slăbuță, deci nu prea am folosit high explosive pe, ca și muniție, 42 e de penetrare, de miciul 250, asta înseamnă că dacă prinzi un RHM să știu, un tank care e ușor penetrabil, îi vei face 1000 de în 6 secunde, deci foarte, foarte, foarte bun. Iar și velocity 1326, ca și la... <coughs> nu cer scuze. Ca și uh, gun handling, uh, să știi că timpul de ochi este excepțional, este excepțional, foarte repede ochi este acest tank, 1,51. Ca și dispersie, tankul este efectiv un sniper, la cum l-am folosit eu, uh, 0,27 de 27 de centimetri de viere la 100 de metri față de punctul la care venit. E incredibil, incredibil. Dispersia când tancul se mișcă, se rotește mai departe, stă foarte, foarte bine. Alinamentul al față de target este, ai o cădere a de 10 grade și o elevare de 18, ce deci este foarte bun, foarte, foarte bun. Turele se învârte cu 45 de grade pe secundă, ceea ce este ok. Tancul are 45 de tone, de asta zic, poți să folosești cu încredere ramul și dacă cineva vine aproape de tine, dai ram. Uh, mă refer la tankurile Destroyer, medii și Light. Nu încerca să faci treaba asta cu tankurile Heavy. Uh, ca și viteză, nu stă foarte bine. Are doar 46 de km cu, cu fața și 20 cu spatele. Dar aici intervine o chestie. Uh, nu ai viteză mare, dar ai o accelerație bună cai putere pe tonă sunt ok, între 16 și 24, deci accelerează destul de repede. Ca și, ca și de doritire a, a traversei, a șenilor, ai între 39 și aproape 60, deci foarte bine. Uh, Consilmentul nu este, nu este, chiar prost la acest tank, dar nu știu cât te interesează pe tine atâta timp cât stai la turelă și dacă te spotează cineva, nu se poate face să te gâdile eventual în turelă. La... Aproximativ 300 metri dacă cineva are ar un view te va spăta la 200, 40 dacă stai mișcare. deci este mediocru. Uh, jocul ne recomandă uh, tactica picabu sau cucubau. Uh, exact ce spuneam de stai in cover, ieși de după deal din ascunzătoarea ta, joci la turelă, tragi 1, 2, 3, chiar 4, 4, 4 dacă poți și apoi te bagi înapoi uh, și încarci. Uh, este, este procesul și bineînțeles uh, continui treaba. Uh, circle of spune că este doar average, uh, dar să știi că mie mi se pare ok, pot să faci treaba asta pentru că ești destul de, de mobil. Uh, hai să intrăm repede în Armor Inspector, am pregătit aici uh, cum îl vede Pantera, care știm, Pantera are, un, Pantera are un, uh, o penetrare foarte, foarte bună. Și după cum vezi, la turelă, la turelă, nu știu, va fi va pe, aproape imposibil să te penetreze cineva, pentru că tu ai... Uh, tu ai o armură foarte puternică la turelă, undeva la 300, 200, 300 de mm. Deci da, din poziția asta să știi că vei fi pentru foarte ușor în upper plate, în lower plate. Dar uite-te, tankul, după cum vezi pe forma șasiului, este un fel de trunc de, să zic, trunc de con, trapez. Și ca urmare, ca urmare, de exemplu, a șanse să fi penetrat uh, sunt 0. Deci să știi că vei primi bouncuri uri neașteptate, uh, neașteptate în acest tank, dar nu te poți bizui foarte mult pe, pe uh, upper plate. da În poziție de hold down, dacă stai la 10 grade, atunci uh, cupola ta să știi că este pe partea din spate a turelei și ca urmare va fi imposibil de lovit Deci absolut imposibil de lovit În schimb, nu ai deloc armură la la lower plate și la upper plate, deci ai grijă, doar scoate țeava, tragi și te bagi înapoi. Deci nu încerca să, nu încerca să, să te pui prea mult. Pe lateral are un număr de 50, la uh, laturile 90, uh, iar în spate să ai foarte, foarte mare grijă, ai doar 40 de mm de armură, vei fi penetrat chiar cu high explosiv. Uh, o mică diferență pentru că, da, trebuie să compar cu acest uh, tank, cu centurion Mark 5 ca să vezi diferența aici, de exemplu, uite ce puternic este un, un o pantera nu te poate penetra spre dosibire de, de, acest tank. Da, deci acea diferență, să știi că s-ar putea să fac să facă diferența în brawling. Deci tu cu tankul ăsta nu prea poți să faci uh, brawling. Și dacă tot vorbim de diferență, hai să vedem, am pregătit și uh, tank Compare de la Blitz Stars și am pus Centurion uh, Mark, Mark V, MK5, -ul, MK5 -ul, și centurionul de linie MK1. Ei bine, de ce zic că îl compar cu acest rac? Pentru că, după părerea mea, este cel mai bun tank de tier 8 mediu din jocul ăsta. Uh, am făcut aceleași, aceleași setări și, după cum vedem, asemănările sunt absolut uimitoare. Uh, diferența este destul de, uh, zic eu, destul de mare, 12% ca și DPM, dar uh, Având în vedere că tu ești un clipper, vei, face, vei fi totuși mai bun decât celelalte două compitoare ale tale, pentru că chiar dacă tu ai mult mai prost, tu ai șansa de a pune în acele 6 secunde 700-1000 chiar damage în adversarul tău și apoi să stai în cover. Deci nu te expui decât vreo 6 secunde ca să-ți faci acel damage de 700-1000. În schimb, pentru un centurion de linie sau pentru celălalt, Uh, trebuie să fii tot timpul expus ca să faci acel damage de 2300 pe minut cât ar veni, deci pff, vei și încasa lovituri. și atunci absolut, absolut cade în favoară lui acest defender, acest DPM. Uh, deci după cum vezi, penetrare, damage, cam totul este la fel, inclusiv shell velocity, este vorba cred că de același tun, doar că acest MK1 are singura diferență că este un clipper, deci are shell în magazie. Ca și... Uh, Aici notabilă diferența este timpul de ochir este mult mai bun acest tank, foarte bine. Ca și viteză, după cum vezi, insignifiant față de rac și ceva ceva mai bun decât Centurion. Cai putere pe tonă, iarăși se situați mai bine, inclusiv pe toate terenurile, este ok. Alte diferențe, ia să vedem la riper cost, cost puțin mai mult, dar nu, 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 nu se face probleme pentru că coeficientul tău de credit este 175, deci vei face, vei face bănuți frumos în acest tânculeț. Iar ca și view range, da, pentru că folosesc și al doilea Crew probabil că de asta am puțin mai mult, dar în rest să știi, diferențele nu sunt mari. În schimb, la armură, aici este, aici este mare, 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 diferență. Deci de asta zic că centurion MK5 este mai bun la armură, pentru că are acel Uh, upper plate mult mai întărit, 132, dar pentru că este înclinat îți dă 200 și plus. Uh, deci, da, n-ai ce va face diferența. Nu poți să faci cu acest tank brawling. Iar centrulion din linie nu mai zic, după cum vezi și tu, uh, foarte, foarte slăbuț. Foarte, foarte slăbuți. Ca și un raid se situează foarte bine aceste două tankuri la 60%, la 3800 de jucători, 1600 de jucători, deci da. Și uh, acum că am vorbit destul despre acest, uh, acest înculeț, uh, ieri am, uh, da, deci m-am lăsat prostit de Cosmin și mulțumesc lui Cosmin din Europa pentru treaba asta. Am zis, nu am niciun tank bun de tier 8, nu am răbdarea să aștept să vin acel uh, cention MK5 și atunci hai să-l iau pe ăsta, pentru că este foarte, foarte similar. Foarte, foarte similar. Probabil, într-adevăr, Stilul de joc este puțin diferit, dar hai să vedem cum se comportă și să știi că am jucat un singur meci. Absolut, un singur meci am jucat, uh, un singur meci am jucat pe el aseară, uh, la seară. la bineînțeles că am câștigat, am jucat cu Cosmin normal că l-am câștigat. 3600 și damage, deci foarte, foarte frumos, foarte frumos jocul. Uh, hai să vedem și cum ne-am descurcat. Am nimerit împreună pe harta Port Bay și am jucat amândoi în aceste clipare. Am zis că trebuie, trebuie să testez tankul înainte să mă bag la somn și să știi că nu îmi pare rău absolut nicio secundă pentru investiția făcută. Uh, tankul arată foarte bine, foarte bine. S-a lucrat la designul acestui tank. Uh, ca, și, ca și, aspect, iar ca și calități ale tankului, după cum ai văzut, tankul stă foarte, foarte bine, Uh, deci cam care ar fi tactica de jucat? În primul și si în primul rând tu nu te poți bate frontal cu niciun tank, absolut niciun tank. Tu trebuie să stai în permanență la turelă și de acolo să încerci să faci damage-ul tău. Deci dacă stai expus să știi că oricine te poate penetra, deci nu, nu încape îndoială. Uh, aici l-am penetrat pe acel, uh, pe acel mediu, dar din păcate am fost și eu la fel penetrat, deci nu am făcut un trei tocmai mai cu succes. Da, FCM-ul direct a căzut. Și avem cale liberă către, către râu. Ca urmare, exact ce spuneam, stăm la turelă amândoi și încercăm să facem de de aici. Încercăm să deranjăm pe acești indieni să nu poată să pușeze echipa noastră. Din păcate, Isu, uh, da, uh, speram să facă mai mult damage, dar uh, din păcate, după cum vezi, în mai puțin de un minut a căzut. Uh, și ca urmare, uh, ce să zic? Uh, da, am pierdut un tank foarte repede. Foarte, foarte repede uh, am lovit acel uh, acea chimera, după cum vezi, și deja este jumătate de viață. În continuare stăm aici la ciupeală. 3 secunde de încărcare, îl prind. Uh, nu, din păcate, nu. Dar nu contează. Hai să vedem ce mai ce mai avem pe partea asta de râu. Uh, suntem 4 versus 5. Uh, is 6 șasele. Încercăm să distragem atenția, să dăm după orice tank. Nu prea putem face focus fire, ci efectiv dăm în orice doar să facem demici și pentru a le distrage atenția celor inamici. Uh, Să vedem mai reușesc cumva la s 6 Nu, din păcate nu Dar uite, hopa, s-a oprit un puțin de hold down Domnul Emil Și să vedem Atât eu cât și, atât eu, cât și Cosmin Nu avem, după cum vezi, nici cea mai mică problemă Să penetrăm Emilul în turelă <coughs> Da e Adevărul că nici nu este el într-o poziție neapărat de, de hold down cu acea turelă dar oricum 260 de mm de penetrare cu episiarul să știi că fac față, fac față cu brio. Uh, să vedem, one shot, da, l-a scos, super. Aici un bounce din păcate, deci după cum vezi din dispersia din mișcare nu este foarte bună, trebuie să te oprești și să o okay dacă vrei să te folosești de acel acea dispersie de 0.27 e bine aici am văzut că Colegul meu din stângarea probleme, dar m-a răzgândit, Cosmin mi-a spus hai să liberăm mai bine partea dreaptă, oricum acel heavy va muri și a și, a și murit acel IS-3. Nu ne-am făcut probleme de love, luvă, pentru că am văzut că e cam robot, dar el a spus neapărat să scoatem acel H&M care ne va, face, ne va face probleme. Și acum ok, repede am tras două șaturi și repede încărcăm, pentru că da, indienii ăștia vor veni înapoi amândoi și să fim încărcați. E bine, ce facem? Păi nu știu, eu zic că aș prefera să trec dincolo de râul unde am fost inițial, pentru că pentru a ajunge la mine vor trebui să se expună și ca urmare, ca urmare vom, vom avea, vom avea ce Iar el s-a oprit pentru că este o așa, nu vrea să riște acolo. Aici Bogdan din, <laughs> Bogdan din Rechem, zice, da, bineînțeles. <laughs> Și acolo văd că se bate. Hopa, s-a întâlnit cu IS-6. Hopa, dar ce faci? Te bați cu el? Da, 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 e aici, e aici. Ok, hai că... Hai că mă grăbesc. Aș prefera să scot acel T49 pentru că nu vreau să... Suntem cam one -shot dacă ne prinde din spate sau din lateral. Suntem one -shot pentru el. Ok, hai că mă ocup eu ca mai mult. Îmi permit o lovitură de la IS-6, dar ținem tu spatele și zice, da, da, țină spatele, ok. Relaxează-te, țină spatele, bun. Uh, și aici am, după cum vezi, fără probleme, uite, cu muniție normală, cu epi cum, uh, cum, penetrează aceste șase. Din păcate am fost lovit, a fost, am fost, lovit de, de acel T49, Cosmin uh, nu a reușit să-l să scoată și acum uh, am rămas doar eu versus acești doi, dar bineînțeles că sunt one și nu, deja nu mai fac probleme, știu că T49 încarcă. Am pus și muniție gold ca să nu ei dau vreun bounce și nu știe cum, miraculos și a reușit să-l scot. Deci, după cum vezi, nu un joc senzațional, însă, însă, tankul este foarte, foarte tare la turelă. Foarte tare la turelă, altfel să știi că vei avea o viață scurtă în acest uh, meci scurt, dacă ești expus. Uh, după cum vezi, împreună am făcut 6000 uh, 6.000 damage și 6 kg, deci foarte, foarte frumos jucat de de Cosmin și de mine uh, acest joc uh, la acest Basic Speed de 1000, aproape 1300 doar un first class, e ok și first class e primul meci în acest tank eu am fost foarte mulțumit, uite ce multe credite, am făcut, peste 111.000 peste 111.000 de credit, foarte foarte bun foarte bun uh, credit, care are acest tank de 175% uh, deci dacă nu ai tankul ăsta în garaj vrei să joci și, sau ești jucător de turnee la Tierot uh, și îți plac mindile, să știi că da, tankul ăsta este bun, este foarte bun pentru turnee. Dacă ai două clipără de acest gen, să știi că în 6 secunde poți să scoți lejer, lejer orice mediu din, din joc și îți mai și rămâne rest vorba aia. Pentru că da, undeva la 1400 dacă are HP-ul, tu împreună cu colegul tău faci peste 1500 de mici. Deci absolut, absolut puteți să scoateți un tank mediu în foarte puține secunde afară din joc. Ca și mobilitatea tankul este foarte bun, penetrarea este bună, damage este bun, Turela este foarte puternică, nu știu ce să mai zic de tancul ăsta, mie îmi place extrem extrem de mult și uh, abia aștept să ajung acasă să-l să joc puțin tancul, să-l joc cu adevărat acest tank, nu doar după un singur meci să-mi spun părerea, dar având în vedere că l-am întâlnit de multe ori în, în bătălii, să știi că într-adevăr tancul este foarte foarte puternic. Uh, spre deosebire de, de AMX 3 Defender, care nu are foarte mare diferență față de Tectri. După cum ți-am arătat, diferența este fenomenală uh, la acest tank față de, uh, față de centurionul de linie. Deci da, nu l-ai, încearcă să, încearcă să faci de gold, ia-ți ia un bundle dacă nu ai niciun din tankuri pentru că asta este cea mai bună ofertă și dacă tu crezi că, Dacă tu crezi că Uh, vei fi mai ales la, la turnee jucător de tier 8, atunci eu chiar îți recomand acest tank pentru că face foarte multe credite și este foarte, foarte competitiv. Uh, Deocamdată îți mulțumesc și îți doresc o zi bună. Sper că aceste informații de astăzi uh, să te facă să uh, să înțelegi mai bine acest tank, stilul de joc și ca urmare să duce mai bine cu toții uh, pe câmpul de bătălie. Mulțumesc mult și să auzi cât se poate. De frumoasă salută!